Expoziția Arme din colecția Muzeului Național de Istorie a României prezintă publicului și specialiștilor o selecție semnificativă din patrimoniul bogat al muzeului. Exponatele ilustrează aproape 500 de ani de istorie a tehnologiilor militare din spațiul românesc, european și mediteranean, din perioada cuprinsă între secolele 15 și 20. Ne aflăm în expoziția Arme din colecția Muzeului Național de Istorie a României, unde publicul poate vedea piese de patrimoniu reprezentative care le găzduiește muzeul, atât arme albe cât și arme de foc, începând din perioada medievală și până la finele celui de-al doilea război mondial. Noi am dorit să prezentăm o evoluție a armelor în general, pornind de la piesele simple, rudimentare, până la mitralierele aflate în dotarea armatei române în decursul celor două conflicte mondiale. De asemenea, această expoziție cuprinde și arme ce au aparținut unor conducători marcanți ai poporului român, atât din istoria premodernă, cât și din epoca contemporană, cum ar fi săbii ce au fost folosite de regii țării noastre. La intrarea în expoziție pot fi văzute două armuri medievale, două replici, ca să fim mai preciși, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, perioada în care nobilii doreau să își decoreze interiorul locuințelor cu astfel de piese ce făceau referire la trecutul glorios al unor membri ai familiilor acestora. Armura din partea stângă este una de inspirație gotică care corespunde secolului al XV-lea. Casca este de tip celata, iar ca model încălțările prezintă un vârf ascuțit, cavalerii obișnuind să lupte, bineînțeles, pe spatele unui armăsar și se foloseau inclusiv de încălțări ca arme în luptă. Halebarda era montată la capătul unei hambe, la capătul unui băț lung de aproximativ 2 metri. Aceasta este o armă alcătuită din trei componente esențiale. Vârful ascuțit, asemenea unei sulițe, capătul unei seceri și acest cârlig în partea opusă. Arma era folosită în principal împotriva cavalerilor, fiindcă se încerca doborârea acestor luptători după cai, folosind cârligul de la hambă și după ce erau la pământ, erau atacați cu acest capăt ascuțit. În continuare, putem să vedem arbaleta. Această piesă este datată în sfârșitul secolului al XVI-lea și, de asemenea, era folosită în principal împotriva cavalerilor. Spre deosebire de arc, arbaleta avea o putere sporită, iar vârfurile ce veneau montate la capătul sulițelor aveau un vârf foarte puternic și uneori era chiar posibilă penetrarea armurii. Această arbaletă este confecționată din lemn și acoperită cu os. Pot fi observate de asemenea elemente vegetale și linii perlate. În partea din față a arbaletei este un arc din metal, de care este atașată această coardă împletită. Sabia lui Sinan Pașa, celebrul luptător otoman, care l-a confruntat pe Mihai Viteazu în bătălia de la Călugăreni din anul 1595. Sabia, spre deosebire de o spadă, are o singură muchie tăioasă, o singură parte alată. Cealaltă este netăioasă. Puțin mai jos se află sabia atribuită lui Gabriel
batori. Se poate observa ferecătura din argint de la gardă și mâner, decorată cu mai multe pietre semiprețioase și, de asemenea, forma ușor curbată. Multe arme folosite în acest spațiu, precum și în centrul Europei, și-au schimbat geometria sau aspectul odată ce au luat contact cu lumea orientală. Au început să împrumute elemente de civilizație pe care le-au folosit în secolele ce au urmat. O altă piesă remarcabilă pentru patrimoniul nostru și semnificativă pentru istoria noastră este sabia atribuită lui Cloșca, celebrul revoluționar transilvanean, care alături de Horea și Crișan au reprezentat un imbold pentru lupta națională din Transilvania și pentru încercarea de câștigare a unor drepturi legitime pentru românii care trăiau acolo. Din păcate, autoritățile au reușit o mobilizare care a pus capăt acestei mișcări și în cele din urmă acest luptător a sfârșit prin a fi ucis, tras pe roată. În această expoziție regăsim arme care au aparținut domnitorilor și regilor români. Printre aceștia, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, regele Carol I, regele Ferdinand. Colecția Muzeului Național de Istoria României cuprinde piese diversificate ce provin din diferite spații geografice. În partea de sus poate să fie văzută o sabie fabricată în Franța la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Este o sabie cu lama curbată. Puțin mai jos se află un yatagan, o armă specifică lumii islamice. Diferențele sunt notabile față de cea din tâi. Yataganul nu prezintă gardă la mâner. Lama este curbată diferit, iar la capătul mânerului se află două aripioare care previn alunecarea mâinii atunci când ar fi fost folosită în luptă. Pentru că vorbim despre secolul XIX, în expoziție se află și o sabie a celebrului general Gheorghe Magheru, care și-a câștigat faima în timpul Revoluției din 1848. Arma acestuia este o sabie confecționată în Peninsula Iberică, în Spania mai exact, în anul 1876. Poate fi remarcată diferența față de armele obișnuite. Mânerul este decorat și de asemenea garda sabiei cu reprezentări ale unor ființe fabuloase. În Revoluția de la 1821, Tudor Vladimirescu a avut un rol marcant, iar în expoziția noastră poate fi văzută sabia folosită de acesta. Este o sabie de inspirație orientală, iar pe lama armei poate fi văzut numele viitorului domnitor scris cu caractere chirilice. De asemenea, poate fi văzută și teaca acestei arme, frumos decorată cu două brățări argintate, iar lângă sabia lui Tudor Vladimirescu poate fi văzută arma celebrului haiduc Ian Cujianu. În aceeași colecție se află și sabia domnitorului Gheorghe Bibescu, domnitorul care la izbucnirea Revoluției din Țara Românească din anul 1848 a renunțat de bunăvoie la domnie fără să recurgă la represalii împotriva revoluționarilor. În expoziție se află prima armă fabricată la noi în țară. Este vorba de muschetonul fabricat de Manufactura Armatei. Primul exemplar care se regăsește la noi în expoziție
fabricat în anul 1865, a fost oferit domnitorului Alexandru Ioan Cuza în semn de respect și de omagiu față de sprijinul acordat armatei. Odată cu venirea pe tronul țării a principelui Carol, acesta a continuat măsurile de îmbunătățire și dotare armatei române, inclusiv cu armament alb, putând fi văzute în expoziție săbii de cavalerie, săbii de ofițeri, ce poartă marca monarhului nostru. Acest ce unit în zona din spate, surmontat de o coroană regală. Oțelul este de fabricație germană, armele fiind realizate de către fabrica Zollingen. În partea centrală a expoziției pot fi admirate arme de foc. Sunt expuse atât piese timpurii, arme masive, cât și cele care au fost folosite în timpul Primului Război Mondial, dar și în timpul cel de-al doilea, arme portabile care s-au aflat în dotarea militarilor români. Acestea sunt țevile de archebuză, lise în interior. Mai târziu au apărut țevile ghintuite, care permiteau o mai bună precizie a proiectilului folosit. Expoziția arme din colecția Muzeului Național de Istoria României, ce a fost vernisată la finele lunii decembrie 2014, poate fi vizitată de pasionații de istorie militară până la sfârșitul lunii mai anul acesta.